Să urmărim împreună Duhul Sfânt din 1 Epistola Apostolului Petru, capitolul 5, de la versetul 1 la versetul 4 inclusiv. 1 Petru, capitolul 5, primele 4 versete. Sfătuiesc pe presbiterii dintre voi, eu care sunt presbiter ca și ei, un martor al patimilor lui Hristos și părtaș al slavei care va fi descoperită. Păstoriți turma lui Dumnezeu, care este sub paza voastră, nu de silă, ci de bună voie, după voia lui Dumnezeu, nu pentru un câștig mârșat, ci cu lepădare de sine. Nu ca și cum ați stăpâni peste cei ce v-au căzut la împărțire, ci făcându-vă pilde turmei. Și când se va arăta păstorul cel mare, veți căpăta cununa care nu se poate veșteji a slavei. Amin. Frate Valer, cred că se potrivește cuvântul că această zi a făcut-o Domnul ca să ne bucurăm și să ne veselim. Amen. O zi de sărbătoare, o zi închinată lui Dumnezeu, o zi de veste bună, nu? 25 martie este sărbătoarea bunei vesti. Acelei vești că Dumnezeu se va întrupa. Da? Că cea mai mare minune care s-a petrecut în universul acesta are să se petreacă, să se petreacă. Ai fost de acord, ai ales-o, că eu nici nu mai aveam variantă. Ca să fie această zi folosită pentru slujba investirii în slujbă, în lucrarea de pastorație. Poate dacă era o duminică și mai cu seamă dacă ar fi fost duminică dimineața, erau și mai mulți, că mă întrebam ce făceai pe iubire. Nu vreau să caz dau un sfat, așa, ca și slujitor, ca și unghi, cum vrei să. Să nu crezi că nu mai ăștia te iubesc. Te iubesc și alții, dar care au trebuit să fie la serviciu sau în alte lucruri. Oricum, mă gândeam la tine astăzi că poți să fii un om fericit. Un om fericit, că lângă tine sunt părinții. Un om fericit că lângă tine este soția ta, ajutorul potrivit, că sunt scumpele tale odraste care au slăvit pe Domnul. O zi în care poți să fii fericit, că ai pe câțiva dintre frați, n-au venit toți 13 ca să fie cu tine, au 14, dar au venit și cei care n-au putut să vină, nu doresc să se gândesc frumos la tine. Am reușit să vin și cu unchiul probabil. Dar dincolo de toate lucrurile, trebuie să fii fericit. Pentru că Dumnezeu a făcut ziua asta. A rânduit. Sunt aici la slujba aceasta trei generații. Generația înaintașilor, prezentată prin fratele Behar, Ionaș, care am întâlnit și care m-a pus cândva slujba mai cu poezie, mai cu ceva prin 75, iată că sunt mulți ani de atunci, dacă s-o puteți bine cu aritmetica, 39, aproape 40, ca să fie rotund, dar e mult un an.
că lipsește mult, așa când adună mai tata. Că unul plus ca să fie rotund. Câteodată e mult o jumătate de oră. Generația, să zic, de mijloc sunt lucrurile. Am cam pășit dincolo de mijloc, coborând cu partea cealaltă. Mi-e place sau nu, asta e clară. Generația tânără și a slujitor, Nicu, astăzi, de astăzi, ca să vorbesc de păstori, nu culetuiești tot aici, acum dar celor care trebuie de astăzi. Dar, Valer, nu uita, Samuel este în teamă. El ne calcă pe ori. Eu știu, da? Are tânărul care îi băiatul pe care îl va scoate de cum se un timp. Și să ne rugăm pentru asta. Amin! Ești înconjurat? E prieten dragi astăzi. Uitat la sora Lidia. Am adus aminte de regretatul frate Vasile, cu care a fost tovarăș de slujbă acolo, prin partea aceea europeană. Mi-aduc aminte de niște versuri ale poetului Traian Dos. Și zicea: am avut dușman pe lume, răul să-mi dorească, dar și frați iubiți și prieteni dragi să mă iubească. Nu va fi totdeauna sărbătoare. Nu vor fi toți zâmbet. Nu vor fi numai urări. Vor veni și celelalte. Ceea ce îți doresc din toată inima, întărește-te și fii om. Așa a spus David lui Solomon. Simțindu-și sfârșitul care se apropia, împăratul David l-a chemat pe Solomon și a spus: eu mă duc. Mă duc, da. N-aș vrea să crezi așa o stare de melancolie sau să umbrezi sărbătoarea de astăzi, dar asta e realitate. Asta e realitate. Se împletesc lucrurile astea în viață. Eu mă duc pe drumul pe care merge tot ceea ce e mult. Și interesant, nu i-a zis: tu întărește-te și fii împărat. Nici nu i-a spus: tu întărește-te și fii împărat înțelept. Trebuie să spunem că au fost și împărați duși cu Plută. Au fost și împărați de Plută. Un Nero, de exemplu, un Dioclețian, ca să nu mă știu prea mult, au fost împărați Cezar. Istoria reține și alte date despre ei. A spus: tu întărește-te și fii om. Amin. Înainte de a fi împărat, fi om. Înainte de a fi slujitor, ordinat, diacon, presbiter, păstor, om. Înainte de a fi șef de stat, fi om. Înainte de a fi prefect, fi om. Înainte de a fi primar, fi om. Oameni. Și știți ce implică asta? Extraordinar. Gândul pe care ar dori să îl urmărim împreună este nevoia unui înțel. Așa am citit de aici. Aici sunt foarte, foarte multe. Patru versete, o bogăție de sus. Dar finalul versetului 3 spune: făcându-vă pilde turmei sau exemple. Este o mare nevoie de modele în lumea aceasta. Este nevoie de modele în societate. Din nefericire, e cam rar Plutul. Este nevoie de modele în biserici. Și din nefericire, nici aici nu se stă prea bine. Este nevoie de exemple.
să te faci pildă celor pe care ești chemat, nu se stăpânește, se slujește. Am spus, de ce este așa de important să fii om? Găsim în cuvântul lui Dumnezeu cuvântul care ne vorbește despre momentul creației, cartea Geneze. Dumnezeu a făcut toate viețuitoarele, pești, mări, păsările, cerului, toate, ca să populeze mediile. Și a zis, am să mai faci. Am să-l fac pe om. Și vreau să vă spun, să nu mi se ia ca blasfemie. Și atunci Dumnezeu a avut nevoie de model. În lumea aceasta este nevoie de model. Uite lucrurile la bine, treci prin loc. Dar așa este. În lumea aceasta totul este după model, după exemplu, bun sau prost. Dar totul se produce. Și a zis Dumnezeu, vreau să fac om. Și am nevoie de model. Ce model? S-a luat pe sine model pentru ceea ce a fost extraordinar. Cât de înalt? De aici am spus, este o responsabilitate extraordinară să fiu om. Pentru că la făurirea omului, Dumnezeu s-a dat pe sine model. Capitolul 1, versetul 26 din cartea Genesei spune cât se poate de clar cum a văzut Dumnezeu lucrurile acestea ca să se împlinească. Apoi Dumnezeu a zis să facem om după chipul, adică după modelul, după exemplul, după chipul nostru, după asemănarea noastră. El să stăpânească. Da. Să stăpânească peste toate lucrurile, peste toate creațiile. Dar când este vorba de relația între sine, omul trebuie să slujească. E adevărat că unii și-a rogă dreptul de a să rogă. Dumnezeu îi cheamă să fim exemple de lemn în slujire. Omul după modelul Trinității. A fost nevoie de un loc în care să fie simțită, chemată, căutată, urmărită prezența lui Dumnezeu. Și în pustie, când israeliții călătoreau spre țara promisă, Dumnezeu a zis, Moise, haideți, fă un cort. Dar nu după corturile care îl au alte popoare migratoare. Și nici măcar după modelul tău, deși, dar aici era o altă înțelegere, deși inițial, până când n-a fost făcut cortul întâlnirii, Moise a luat cortul lui și l-a pus afară din tabără, l-a nuit cortul întâlnirii și toți cei ce aveau nevoie să întrebe pe Dumnezeu, să intre în părtășie cu Dumnezeu, mergeau acolo. Aici este exemplu slujirii, modelul slujirii, modelul renunțării, modelul jertfei. Cântau scumpătate de aici despre jertfa aceea care trebuie să fie făcută. Și dacă tot am atins aspectul acesta scurt, așa că o paranteză, fie familia ta, cortul tău, un model, un exemplu. Dar reiau ideea, atunci când a fost vorba de acea lucrare închinată lui Dumnezeu, în mod deosebit, Dumnezeu i-a spus lui Moise astfel. Exodul capitolul 25, versetul 9.
să faceți cortul și toate vasele lui după chipul pe care ți-l voi arăta, după modelul, după imaginea, după exemplul pe care ți-l voi arăta. Era nevoie de model? Da. Și versetul 40, aici spune, ți-l voi arăta. Atenție și la sensul verbului. În versetul 40, același capitol 25, Exodul, zice, vezi, adică fii atent, bagă la cap, vezi să faci după chipul care ți s-a arătat. Deja spusese model, nevoie de model. Avem nevoie de modele? Avem nevoie de modele. Vreau să spun, cel mai înalt nivel al modelului sau cea mai înaltă calitate în ceea ce privește modelul rămâne Domnul Iisus Hristos. Aleluia. Efeseni, capitolul 5, cu versetul 1, păstrează scris în cuvânt cât se poate de clar, urmați dar pilda lui Dumnezeu ca niște copii preaiubiți. Urmați, dar exemplu, modelul lui Dumnezeu ca niște copii preaiubiți. Apostolul Pavel a avut însușiri deosebite. Se spune despre el că a avut toate darurile Duhului Sfânt. Și când a vrut să dea un sens slujirii celor care l-au ascultat și care au crezut cuvântul, a spus, urmați sau călcați pe urmele mele, întrucât eu calc pe urmele lui Hristos. Nu urmele mele sunt etalonul, Hristos e etalonul. Nu felul în care poate eu mă jertfesc, ci modul în care El, Hristos, s-a jertfit. Slăvit să fie numele Lui. În epistola Apostolului Petru, tot aceasta, întâia, în capitolul 2 și cu versetul 21, Cuvântul Sfânt spune astfel, și la aceasta ați fost chemați, fiindcă și Hristos a suferit pentru voi și v-a lăsat o pildă ca să călcați pe urmele Lui. Există și versetul care spune să urmăriți pe mai mari voștri. Să le călcați pe urmă. Dar cineva spunea zilele trecute, un tânăr bine intenționat, spunea, dar cuvântul zice, și uitați-vă la sfârșitul felului lor de desfire și urmați-le credința. Poate m-a surprins profunzimea puterii de observație a celui tânăr. Și nu-i predicator, este dirijor. Dar a avut un lucru. Știți de ce? Pentru că atâta vreme cât cineva este în viață, se poate schimba. Acum, lauri, acum, jertfe, acum, urale, acum, aproape zeificare și mâine bolovani. Pe alea un buzunar. Unia. Oamenii se schimbă. Astăzi sunt ce mai depus în icoană și s-ar putea ca mâine să se schimbe. Abia sfârșitul în colonia soltera. Există și un dicton latin. Opus coronavitus. Finis coronavitus. Adică sfârșitul în colonia soltera. Dați-vă la sfârșit
De ce? Că până la sfârșit s-ar putea să se schimbe. S-ar putea să nu mai fie. Slăvit să fie Domnul Iisus Hristos, care a rămas și rămâne model. Amin. Rămâne model. Și binecuvântat fie El care ține cu vrednicie slujitor. Dumnezeu să binecuvânteze. Și ochii se vor îndrepta spre tine. Ochii se vor îndrepta spre tine. Călcați-vă, bine, Domnul Iisus. Dacă ceva poate să facă nevrednicul slujitor, este vorba de păcatul personal. De abaterea de la cuvântul, de la dreptarul învățăturilor sănătoase și purtarea de vrednică a membrilor familiei. E adevărat că asta e rar să ia socoteală. Rar să ia. Că atunci ar trebui să fie rar de tot. Fetelor, fiți atente. Dacă îl poate nenoroci cineva pe tatăl vostru, slujbă, asta se întâmplă. Am spus copiilor mei. S-ar putea să se ridice oameni rău făcuți. Am avut vrăjmași pe lumea rău. Dar până la urmă s-a putut dovedi că a fost rea intenție, că a fost punere la cale, că au fost mișeni. Vreau. Dar dacă voi mi-o faceți, nu pot să spun niciodată n-am treabă cu ei. Voi sunteți ai mei. Sfinți sau demoni. Neprihăniți sau stricați. Voi sunteți ai mei. Și de voi mult vă privați să aniciu. Atenție, familii care aveți slujitori. Ajutați-i. Ajutați-i să-și păstreze vreme. Ajutați-i să-și păstreze de mine. Ajutați-i să poată să spună un cuvânt de sfat cu dreptății. Să poată să spună o judecată fără să fie fără să judecă data lui. Atenție! Atenție la putere! Apoi, tu mă să-ți spune, ca și fiecare dintre noi, cuvântul lui Dumnezeu spune astfel, în 1 Timotei, capitolul 4, versetul 12 și versetul 16, cuvinte pe care tu le știi. Dar ți le spun încă o dată astăzi, aici. Nimeni să nu-ți disprețuiască tinerețea. 41 de ani, dar pe lângă 89. Nimeni să nu-ți disprețuiască tinerețea. Ești încă un copil. Cât mai ai cum spune tată, cât mai ai cum spune mamă. Și mai cu seamă, când îți spune cineva, dragul tată sau dragul mamă, nu se poate compara. Zilele trecute, un coleg din Comitetul Executiv, președintele Comunitatea Regională, după o întâlnire pe care am avut-o, a plecat înspre localitatea unui oraș mai din vest, și înainte de a pleca a spus, mă duc pe la mama, într-un sat din Sălaj. A doua zi l-am sunat și am spus, ai fost pe la micuță, tată? Cu număr mai duci nici. O casă care a rămas plăzită, care se părând, om de bălărit. Dar să ține lucru, ai fost pe la micuță, tată? Ce mai faci? Păi zice, în sfârșit și-o văd o vacă. În vârstă, dar ținu să aibă eu sac. Ce în sfârșit și-o ținu și-o văd o vacă, dar zice, mi-a spus aia care o văzut, zice, când a venit cumpărătorul să o scoată, zice, o voci. Și a zis, mamă, dacă așa te doare, zice, cumpăr-o. Și-o zis, nu, dragul, mamă, zice, cred că te-a ascultat de Dumnezeu, zice, da, bine. Și mi-a spus anumite aspecte, slăbiciuni, neputințele, vârste, și mi-a spus, tu ești încă un om vechi.
ai cine să-ți spună, dragul mami, cum nu o să spună bine, niciodată. Dar parcă ne simțim tutelați puțin, așa, auzi, să te ia așa cu tu, că doar nu o să-ți spună dumneata. Sora mea, e că și amintește, probabil că și amintește, eu nu uit. Era la biserică sus pe Țibleș și la terminarea slujbei, cu sfiala care o caracterizează totdeauna și bunul simț, nu vreau să se apropie și să spună, dar mi-a zis pe nume și așa a spus, Romii, și nu mai știu ce, la care o soră s-a apropiat, s-a uitat că nu știa ce gradul e. Zice, soră Maria, nu, fratele Romii. La care am trezit să dea explicații, păi zice, mă gândesc că dacă l-am ținut în brațe și l-am legat așa în crescut, pot să-i spun, pot să-i spun. Și pot să mă mustri că e sora mea așa mea. Nimeni să nu-ți disprețuiască tinerețea. Și fii o pildă, un exemplu, un model pentru cine? Pentru credincioși. Dar aici e o problemă. E o problemă mare. Că să fii un exemplu, un model pentru necredincioși. Destul de simplu. Ăla vorbește cum vorbește despre Dumnezeu, se poate cum se poate, păi dar dacă te poți un pic mai altfel, poți să-i fii model. Nu? La unul care o ține într-o beție, de exemplu, și numai tării, păi cel care bea numai bere, modelul ăla de ținut așa. Aici unul și altul, pe aceeași cap, pe aceeași cap. Aici cuvântul Domnului spune, și fii o pildă, un exemplu, un model pentru credincioși. Când un credincios va mai avea ceva de învățat de la tine, este bine? Fii un model, un exemplu pentru cel care știe, care poate chiar învață pe alții, să mai aibă de învățat. Fii o pildă pentru credincioși, în vorbire, în purtare, în dragoste, în credință, în curăție. Amin? Amin. Versetul 16. Ca să poți să fii așa, ca să se poată împlini lucrurile acestea, fii cu luarea minte asupra ta însuți și asupra învățăturii pe care o dai altora. Stăluiește în aceste lucruri, căci dacă vei face așa, te vei mântui pe tine însuți și pe cei ce te ascultă. Amin. Amin. Fii un model ca și om a unor principii sănătoase, puternice, durabile. Nu se duce lipsă în vremea aceasta de oratori. Sunt oratori în lumea aceasta. Am spus și eu. Nu sunt oameni cu principii. Cu principii puternice, sănătoase, pentru care să fii în stare să dai viață. Aici este problema. Fii un om al principiilor sănătoase, puternice, curate și imprimă copiilor tale. Și prin ele, generație care va veni după ele la principii sănătoase. Am să exemplific scurt. Cartea profetului Ieremia, capitolul 35, ne vorbește despre o situație în care Dumnezeu i-a spus prorocul Ieremia să meargă la casa recabiților, să vorbească cu ei, să-i aducă la casa Domnului, atenție, la templul Domnului. Și du-i în una dintre chiriile care sunt acolo și dă-le să bea vin.
Zice că am luat pe Azania, fiul Ieremia, așa mai departe, i-am dus la casa Domnului, chiliau fiilor lui Hanan. Am pus înaintea fiilor casei recapiților niște vase pline cu vin. Era acolo pentru slujbele care se făceau și jertfele care se făceau după Vechiul Testament. Vase pline cu vin și pahare. Și le-am spus, beți vin. Unde erau? La casa Domnului. În ce condiții? Când nu era populație, bă. Noi, beavă și tot paharul să face gaură în căie. Și cine le spunea? Un proroc. Un proroc le spunea. Un om de la care te aștepta la ce și-a zis, beți vin. Nu mă vede nimeni. E casa Domnului, băi, ce tot îi spune. Și vinul îi spune. Dar ei au răspuns. Noi nu bem vin. De ce? Căci Ionadab, fiul lui Recab, tatăl nostru, ne-a dat următoarea poruncă. Să nu beți niciodată vin, nici voi, nici fiii voștri. Cine a spus? Tata. Probabil că trecuse din viață. Era o altă generație. Ionadab, fiul lui Recab, tatăl nostru, principiul ăsta, voi să nu beți vin și nu numai voi, nici fiii voștri, să nu beți vin. Nici să nu zidiți case, să nu sămănați nici sămânță, să nu sădiți vii, să nu săpâniți vii, ci toată viața voastră să locuiți în curturi ca să trăiți multă vreme în țara, adică stați cu mâinile în sânt. Nu, erau crescători de vii. Stăteau în curturi, crescători de vii, nu le aleși, nu pomanași, oameni cu principii. Dar ascultau, nu vă legați de pământul acesta. O casă te leagă, o vie te leagă. Voi să nu plecați. Astfel, noi ascultăm de tot ce ne-a poruncit Ionadab. Ce a fost Ionadab fiul lui Recab? A fost proroc? Nu se spune că a fi fost proroc. Dar a fost un demnitar? Nu se spune. Știi ce a fost? A fost un tată. A fost un tată cu principii. Cu principii sănătoase, cu principii ferme. De ce nu faci? Pentru că așa ne-a spus. De ce nu zici? Pentru că n-am auzit niciodată pe tata zicând așa. Auzi? Uite, îți dau un preț mai mare pe animal, pe pământ sau pe nu știu ce care. Cuminte, uite, îți dau încă cu un sfert mai mult decât i-ai promis că îi dai la ala de sală. Pentru că eu l-am promis la ăla de sală. Dar măi, dar nu ești în tonul zilei. Auzi să mai iei încă un sfert, un plus și să nu... De ce? Tata n-a făcut niciodată așa. Și eu nu fac niciodată. Înțelegem? Oameni. Oameni după modelul lui Dumnezeu. Și în Dumnezeu este scris, nu este schimbare, nici umbră de mutare. Fii om. Principii sănătoase. Dar nu înseamnă că trebuie să fii încăpățânat. Am întrebat pe fratele Elisea Rusu, cine și eu mai amintește? 8, 2, 3, 5, da, a fost un slujitor extraordinar, pionier a credinței pentecostale. La 92 de ani i-am luat un interviu, așa, o discuție înregistrată. Și am zis, frate Elisea, ai avut vreodată situația în care să trebuiască să-ți schimbi o anumită părere pe care o ai avut-o și pe care ai urmărit-o un timp. Zice, dar câte? Și am zis, cum? Păi zice, în dezbatere cu frații și după cuvânt am primit o lumină. Toate și mi-am schimbat părerea mea. Bun, era căpățânat. Dar am zis, fratele Sie, da, fratele X, cunoscut, nu-i dau numele, are așa niște direcții pe care nu o admite când e vorba de anumite lucruri, cărare bătută acolo, nu,
dacă nu calci, după cum zice el, până la urmă, el lasă bandă să duce. Dar el nu renunță. Aștepta să zic, a, pe eu, nu, n-a spus niciun cuvânt de scriere. Zice, auzi, fratele X, zice, cum a fost un om aparte, un om special. L-am apreciat. Fratele Elisie a avut principii sănătoase, ferme, dar când i s-a arătat și s-a concretizat, a fost omul care a dat după adevăr. Asta nu înseamnă că renunți la principiul adevărului, ci cauză-l cunoaște pe omul. Fii un exemplu ca și om al credinței. Ca și om al credinței. Și nu trebuie multă explicație, pentru că avem aici un cuvânt care ne ajută să putem să luăm exemplu, să luăm model. 2 Timotei, capitolul 4, se citate aici, versetul 5, dar Pavel îi spune lui Timotei exemplul lui, versetul 7. M-am luptat lupta cea bună, mi-am isprăvit alergarea, am păzit credința. Un om, un model al credinței, al luptei bune și a luptei până la capăt. Credința mea eu o zidez pe cuvântul sfânt. Ceresc. Altceva trece ca spumă. Hristos ca stâncă în veci la slavă. Amin? Un om al credinței. Ai mai departe nevoie de credință. Cel de care ar fi ajuns în lucru la Cornești, ar fi văzut unde îi mimi faza construcției. Eu cred că ai vorbit cu credință. Cum au domnul știu. Rămâi un om. Când vestești cuvântul, întâi să-l crezi tu, să ți-l asumi tu și după aceea să crezi că el va fi lucrat, el va fi lucrător. Când te rogi, să te rogi cu credință. Vei întâmplarea aceea cu să ruga biserica pentru ploaie și pentru după masă vătămincă și-a luat umbrela cu biserica. Dimineața s-a rugat biserica pentru ploaie la zi. Și seara și-a luat umbrela. Și a zis o nepoată bunică, dar ce faci? Uite ce seară liniștită aici, da? Biserica dimineața s-a rugat pentru ploaie și eu cred că va pluma. Și o dovadă a credinței cu lua dumneavoastră. Unii zic, a, păi zice, m-a rugat, am știut că nu sunt. Și ultimul punct, fii un bărbat care să lași o moștenire de suflet. O, știu ce, adună. Cele care sunt. Nu voi să mă gândiți. Dar nu știu cine a lăsat atâta la fiecare câte o casă. Să dă Dumnezeu, să vă zic. Dar să lași o moștenire de suflet aici. Până la urmă, câte o casă nu să stai în iad oricât e. Arătoasă ar fi și de tot. Mai ales când se bagă acolo singurătatea. Să lași în urma ta o moștenire de suflet. Salve, Dumnezeu! Este un salm, o rugăciune a lui Moise, omului Dumnezeu, care, așa cum a spus, la un moment dat, cât a fost nevoie, a lăsat cortul lui, a dat cortul lui, nu știu cum s-o înțeles, și ce, cum a rezolvat cu sefora cu nevastă sa. Copiii, când o lua cortul și o lăsat cu ce niște răzbăt, niște încăpăți. Dar omul acesta a lăsat o moștenire de suflet și Psalmul 90 pentru mine este o relevare a partea a ceea ce a înțeles Moise să lase poporul. Nici nu le-a spus, vă las un nume, deși se laudă cu numele lui Moise. A spus, Doamne, Tu ai fost locul nostru de adăpost, Doamne, ai fost cu neamul care a fost cu mine. Tu ești Dumnezeu cu neamul care vine după mine.
și-a rostit, cred, rugăciunea aceasta în auzul miilor lui Israel. Ca să știe, nu eu, nu numele meu, nu iscusința, nu înțelepciunea, nu nimic în ceea ce mă părține. Dumnezeu este adăpost în postul, din neam în neam, din generație în generație. Înainte ca să se fi născut munții și înainte ca să se fi făcut pământul și lumea, din veșnicie în veșnicie, Tu ești Dumnezeu. Amin. Și în fața acestui Dumnezeu se cuvine să ne închinăm cu toți. Amin. Să ne smerim și după principiile Lui să trăim, după învățătura Lui să slujim, după cerințele lucrării să sacrificăm. Și chiar dacă va trebui să murim pentru principiile care sunt bazate aici, în Valeu, la slujitorul, merită. Fie ca binecuvântarea Harului ce trebuie să fie peste tine. Amin. Peste familia ta. Amin. Peste cei pe care îi vei sluji. Amin. Să te păstreze Dumnezeu în curăție. Amin. Și să te silești să te păstreze în curăție. Amin. În neprihănire. Pentru că venirea Domnului este mai aproape decât se miliște cineva. Și atunci să fii găsit. Să fim găsiți, fără prihană, fără vină și în pace. Pentru că nu poate fi un scop mai înalt pentru slujitor. Și la aceasta să ajute bisericile, frații, surori, copiii, tinerii, să trăiască la fel. Și să ne rugăm și pentru ceilalți care ne se binecuvânteze. Amin. Amin.